Nu sunt credincios, însă în orașul Pafos din Cipru am vizitat două biserici vechi, nu pentru însemnătatea lor religioasă, ci pentru valoarea lor istorică, mitologică și culturală. Iată ce am găsit. Biserica Sfânta Chiriachii Crisopolitisa a fost construită în secolul al XVI-lea pe ruinele unui vechi templu distrus de un cutremur în anul 59. Nu se știe cui era închinat acel templu, cel mai probabil Afroditei sau lui Poseidon, deoarece creștinii au avut grijă să șteargă urmele zeilor păgâni și să le înlocuiască cu propriile divinități. Din fericire, s-au mai păstrat câteva coloane ale vechiului templu. Noul Testament spune că apostolii Pavel și Barnaba au ajuns în Pafos, unde s-au confruntat cu vrăjitorul Bar Iisus sau Elimas. După ce Pavel a orbit pe vrăjitor, proconsulul roman Sergius Paulus s-a convertit la creștinism, Ciprul devenind astfel prima țară din istorie condusă de un creștin. Înainte să se întâmple asta, tradiția susține că apostolul Pavel a fost legat de unul dintre stâlpii templului și biciuit. Deși nu există nicio dovadă că a existat apostolul Pavel, orică proconsulul Sergius Paulus ar fi adoptat creștinismul, Biserica Sfânta Chiriachii Crisopolitisa rămâne unul dintre cele mai importante locuri din lumea creștină, datorită presupusei flagelări a presupusului apostol. Deoarece credința nu are nevoie de fapte reale, ci doar de povești frumoase, eventual asociate cu locuri frumoase. Nu aveam voie să cobor acolo, dar trebuia să ating coloana aia pentru a simți autenticitatea locului. Ce a mai rămas din așa zisul stâlp al apostolului Pavel? În orașul Pafos din Cipru există multe catacombe din perioada creștină timpurie, deși mulți consideră că au fost realizate în secolul IV înaintea erei noastre. Una dintre ele, cea mai cunoscută, a fost transformată în biserica subterană Sfânta Solomonia. Legenda spune că Solomonia, care a respins păgânismul în favoarea creștinismului, s-a refugiat în catacombe pentru a scăpa de persecuția romanilor. Aceștia au sigilat intrarea, condamnând-o pe Solomonia la o moarte lentă și chinuitoare. După 200 de ani, intrarea a fost desigilată, iar Solomonia a ieșit la lumină vie, nevătămată și probabil neîmbătrânită, câștigând cel mai lung joc de vați ascunțelea. Dacă Solomonia n-a făcut parte din clanul nemuritor MacLeod, această poveste este doar o invenție evidentă, la fel ca toate legendele creștinismului, însă biserica subterană din Pafos nu duce lipsă de vizitatori, atrăgând turiști din toate colțurile lumii. Într-una dintre peșteri se găsește un lac subteran cu apă sfințită, o adevărată capcană pentru vizitatori. Pentru că lumina lipsește aproape complet în interiorul peșterii, lacul este aproape invizibil, mulți turiști scăldându-se neintenționat în apa sfințită. Trebuie să recunosc că și eu am căzut victimă lacului capcană, băgându-mi picioarele în ea de apă sfințită până la genunchi. Ba chiar am dat și cu capul de tavanul aflat mult prea aproape în momentul în care am sărit în apă. Turiștii prezenți acolo în acel moment au fost probabil șocați de apariția din peștera unui om cu apa și roindu-i pe picioare, care înjura cu foc în dulcele grai românesc, însă probabil blasfemiile sunt permise în astfel de cazuri extreme. Poate ar trebui ca Sfânta Solomonia să intre în cartea recordurilor, fiind biserica din care au răsunat cele mai multe înjurături de-a lungul timpului, doar nu-i fi singurul prost care s-a trezit fără să vrea în lacul sfințit. Nu știu care e treaba cu apa aia, dar nu cred că a fost sfințită cum trebuie, pentru că a trebuit să-mi arunc Adidas și din cauza ei. A lăsat un miros oribil în ei, care nu a dispărut nici după foarte multe spălări.
așa că am fost nevoit să mă las pe gubaș în cele din urmă și să-i arunc. Păcat, pentru că îmi plăceau. Deasupra bisericii se află un copac sacru, vechi de câteva secole, despre care se crede că ar avea proprietăți vindecătoare. Chiar și astăzi, localnicii și turiștii agață în ramurile pomului obiecte personale, de obicei batiste, pentru a scăpa de suferințe fizice ori psihice. Nu știu dacă a vindecat vreodată copacul magic pe cineva, însă știu că la câteva ore după ce am lăsat o brățară, mi-a căzut un dinte aparent fără motiv. Poate asta a fost modalitatea copacului de a mă pedepsi pentru că mi-am băgat picioarele în apa lui sfințită. Dacă nici în copaci magici nu mai putem avea încredere, atunci în cine? Sper că nu în sfinte care se ascund câte 200 de ani sau în lacuri sfințite care strică Adidas.